Nu avem manuale, dar avem idei. Responsabilii din educație vor să schimbe regulile în noul an școlar. Lucrările de la bacalaureat vor putea fi corectate de profesori de acasă. Cel puțin asta își dorește ministrul educației. Ce alte schimbări mai propune acesta, știe colega mea Oana Iancu. Oana, bună seara! Bun găsit, da, schimbări majore se vor face în învățământ în anul viitor, 2017-2018. Reprezentanții Ministerului Învățământului își doresc ca probele de la bacalaureat să fie susținute într-o altă dată, și anume probele orale să fie susținute în luna februarie, urmând ca cele scrise să fie susținute abia în luna iunie. Dar schimbarea majoră vizează corecturile, respectiv corectarea acestor lucrări. Mai exact, Ministrul Educației își dorește ca lucrările să fie corectate online de acasă, de profesori. Ei bine, aceștia vor avea la dispoziție un laptop, o parolă, desigur, verificată de STS. Este o hotărâre, un proiect de lege la care părinții nu sunt de acord, cu care părinții nu sunt de acord, de asemenea nici părinții, și asta pentru că în momentul de față corecturile se fac într-un centru supravegheat video și audio. Dar decizia finală se va lua abia joi în ședința de guvern.